Nu, să eu deci tu. Așa, doamnă președinte, spune șansa avem noi, dacă e câștigă președinția, șansa avem noi. Dar pe eu câștigat de-am. Da, păi, mergem întrebările, mai departe. Mai departe, dacă Dodon, cineva nu controlează, dar eu controlez. Dacă Dodon, o zis că el când se devină președinte, dacă mușesc. Atât verifici promisiunile electorale, da? Da, a lor, da. O zis că aici să iei vreo să el scăpe de dânsii. Așa. Mai departe, el a zis că dacă devine președinte, el îi fugărește din țară. Dacă ciorul, țara, dacă așa. Bun, și a ajuns președinte? A ajuns președinte, o luat apă în gură și în legătură cu dânsii. Și cu Șor și cu Plahotniuc. Da, cu Plahotniuc. Așa. Amu și cu Voronin în... Da. Amu e socoteala, asta e președintele Parlamentului. Deocamdată. În demisie. Da, dar a fost. Și este ca când... Este vreo săptămână de amu da. Și altcineva. Da. Ea n-a adă-i ochelari, mama. Adă-i ochelari. Dar și vrei să citești? Da, citești o poezie despre Dodon. A ta ai scris-o? Da, da, eu am copil. Pentru că eu o leac și scrinicios și o leac să-l chesti poezia din limba mea. Să-l chesti Ghinis. Copul în Ghinis. Pentru că Grigori Vieri a murit și al Grigori a rămas. Numai că e o slutul, dar așa l-ai Vieri. Așa l-a fost mai bătrân decât mine, dar eu sunt mai tânăr. De atât trebuie să mai mult. Aduceți-i ochelari, vă rog. Asta e ochelari. Deci te adresezi cui? Clasei politice, Zile da, Greceane, da, lui da. Igor Dodon, da, 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 iaca, lui Filat, care nici nu a candidat. Da, asta, ești Filat, ești tot. Tak. Dar nu-s din alte campanii electorale, ai scris-o amu proaspătă. Da, da, eu ca când... Ia ca Șor. Asta Orheiu, Orheiu. Dacă tata meu era din 1904, apoi Orheiu din vechime în vechime era stolița evreilor, a jidanilor. Dar nu vorbești ori despre evrei, da? Altă parte el nu încăpie, dar la Orheiu încăput. Au fost multe orășele și telenești și da, rășcani și călărași, și erau pe jumătate evrei. Și în Scorțeni au fost mulți evrei. Mă, tu ești din Scorțeni? Da. Dar mă trăiești la Mieșeni? Da, trăiesc la Mieșeni. Și ce ați pățit? Unde sunt evrei? Apoi, ei știu tăți, o simțit că o să plece și o să o grămâi la Orhei. Din sate, s-o duc la Orhei. În raion. Și din raion, la oraș mai mari, în Chișinău. Și la oraș mai mari, de mă știu că vii vremea să pleci. După ce au fost deportați în Transnistria da. Sau au fost împușcați da. Pe locul, s-a întâmplat da. Rău cu evreii, așa da, că ai grijă, nu grei, e urât. Evreii îi împușca Hitler. Pentru că... Și Antonescu, și jandarmii, și da, armata da, da. Română, și da, oameni și civili. Hitler, pentru că Hitler, mama lui Hitler a fost evreică. A, bine, că așa se întâmplă. Da. El evreu și el lupta pentru da. Rasă pură ariană, ce da. Prefăcătorie. Amu. Ia uite, Filat cândva era verde. Da, 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 verde. Apoi a furat verdele de la ecologiști. Da, da, ia ca și Filat. Luați-o Filat. Hai, zi poezie, că ne grăbim. Așa, ia ca și termină poezie. Campania și noi încă n-am grăit cu mieșenenii. Apoi ia ca și coșe, muș, muș. Tac, vreau sunt cu mare răbdare. Tac, ia ca mai doar așa. O mică poezie despre o mică poezie despre președintele, fostul președinte a țării, Igor Dodon. Poezie. Măi, Igoraș, cu a ta prostie de președinte și de oligari, spune la acest popor prost care partid... Ai și uitat ce ai scris. Nu mai este. Care partid... Este peste noi. Care partid vine peste noi? Cu partidul tău de socialist și oligari, la metropolia întregii Moldovei ai plecat, ca partidul tău socialist-oligar, de metropolitul întregii Moldovei să fie băgloslovit, ca acest partid lui Voronin, Ghimpu, Plahotniuc, Filat, ca aceste partide de
de popor să fie înjosate și criticate, mă, Igoraș, în ziarul tău de oligar socialist, multe promisiuni false, mincinoase, ai declarat. Pensia tocmai cu 10% ai ridicat, dar poporul cu acestea 10% n-a fost împăcat, la partidul lui Plahotniuc Democrat ai plecat, ca să stie... Igoraș nu a fost în Partidul Democrat, de ce inventezi? Da, păi, Igor Dodon nu a fost la Partidul Democrat. Este, este, am să arăt... Păi cu Plahotniuc și pe telefonul meu arată acum. Tak, ascultă-mi, Luca. Așa, mai departe. Dar poporul cu acestea 10% n-a fost împăcat, la partidul lui Plahotniuc Democrat ai plecat, ca să te înveță cum banii țării s-au furat și tot acest Plahotniuc cu partidul lui Democrat te-a educat să nu spui de cine este miliardul furat. Mă, Igoraș, și mă, Igoraș, și până când la Moscova, da, la Moscova ai plecat și acest Vladimir Putin, ca să-ți deie sfat, și în capul, în contul aeroportului, numai 4 ani ai, ați... Nu mă văd, da. Vrei la soare? Da, la soare, că nu văd că e umbră. Că vreau rău văd și cu ochelașii. Tak, 4 ani te-ai preblat și... Și în, și în, în ce pot ai fost, da, și pe internet ai fost dat împreună cu șefa pensionerică a Parlamentului Grecianei, banii țării la un stejar, la un stejar, la un stejar i-ați îngropat. Și în pădure la un stejar ați îngropat și de până voi ați strigat la filat ca mai multe milioane decât voi s-a furat. Cu, da, și la pușcărie pe el l-ați băgat ca nu știți care mai mulți ați furat și după aceasta ce voi v-ați certat, voastră ce voi v-ați certat, la Curtea Constituțională la judecată ați plecat, președintele Curții Constituționale Domnica Manole, hotărârea de judecată rapid v-a dat, dar Domnica Manole când s-a măritat, la nunta ei pe masă 5 milioane i-ați condonat și cu această judecată hoții țării au încheiat ca să nu se lese mai departe de furat și, și în cap și în sânge la hoț de 30 de ani în cap le-am trat. Mă, Igoraș, cu castele frumoase și mașini luxoase și încă o dată te mai cei cerut votat, dar poporul rău pe tine s-a supărat ca numai promisiuni și minciuni de la tine ei au mâncat și iarăși te mai ceri ministru înalt, prim-ministru votat, ca tot nu te mai saturi de minciuni și de furat. Uite-te la acest popor și țară de președinte ce-ai lăsat, dar poporul numele după tată și familie s-a schimbat, Igoraș Creminului moscofit ai rămas și nu mai căuta zeci înaintea cuiva, că poporul rău se va răscola asupra ta, măi, Igoraș, nu învârti a ta limbă sacă, că la acest popor nu le mai este dragă. Și, și acest partid, și acest președinț înaintea ta care au fost, această țară n-a avut nici un rost, nici un folos. Merge? Minunat! Așa. Am dat o lămurire. Și asta de acum, lămurire. Că. Și lămurire. Să scriu dumneavoastră, domnului Dodon, tot
să scriu și eu doar să fie prea grasă. Dacă să scriu o lămurire, a fi prea grasă. Încheiem asta. Ca și bun. După lucrul lui care l-a condus, adică 4 ani de zile. Cam atâta poemă a meritat, da? Da. Asta a meritat. Așa v-am meritat. Așa.